Bună, hărnicuțele! Astăzi încep și o serie de tricotat, niște filmulețe pe care am să vă arăt niște modele tricotate, că am fost întrebată dacă pot să fac și așa ceva și da, pot. De croșetat și tricotat e foarte simplu. Dacă v-ați ales lănica cu care vreți să croșetați sau să tricotați, pe etichetă scrie numărul de andrele sau croșetă cu care trebuie să care o puteți folosi. Depinde și de felul în care croșetați sau tricotați. Unele fete lucrează mai strâmb sau mai larg și pot să-și ia și alte andrele mai subțiri sau mai groase. Eu acum încep cu ce se începe, cum pun eu pe andrele ca să am o bordură mai frumoasă când încep să tricotez. Și asta fac astfel. Acum pun firul în două. Aici îmi fac un ochi. Și prin ochiul acesta trec cu ambele andrele și îl strâng. Aici firul ăsta îl las un pic mai lung ca să-l pot ascunde și îl las atârnat. Sau îl puteți tricota în interior, mie îmi place să-l ascund când termin. Și acum fac astfel. Astfel iau eu firele, mă uit să fiu în cadru. Și acum primul ochi îl avem, este de două fire, dar numai primul. Și merg, astfel merg cu al doilea. Deci, sper să vedeți. Intru pe aici, pe sub mâna și trag acest fir simplu. Mai multă notă. Să nu ies din cadru. Deci iau astfel firul, trec prin el. Aici am greșit, scuze. Deci aici am închid, am primul, al doilea le iau astfel. Deci iau firul așa, trec pe aici prin el și închid. Al treilea ochi îl iau astfel, iau așa după deget, intru cu ambele andrele și iarăși trag firul. Și următorul iau invers. Și aici mi se face o bentiță frumoasă. Acum iau ră și iau astfel. Și acum îl iau invers. Odată iau prin față firul, odată îl iau prin spate. Acum le iau prin mijloc și acum le iau pe exterior pentru al doilea ochi. Și tot mereu mi se fac acum așa seturi de câte două ochiuri. Și aici se face o bentiță foarte frumoasă. Asta o să fie spatele, deja știu. Și aici am să am fața. Deci, o dată prin mijloc și prin exterior. Prin mijloc și prin exterior.
Deci degetul ăsta face toată treaba, cum iau firul, intru printre ele și intru după ele. Și vedeți, se fac aceste seturi de două ochiuri. Și eu mai pun acum și le pot și număra foarte simplu. Aici am 3, deoarece am firul acesta cu care am să-l ascund, dar îl număr doar ca 2 ochiuri. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Avem acum, deci foarte simplu. Deci iarăși intru printre și îmi fac un ochi și intru prin afară. Și intru printre. Prin afară și printre și prin afară. Și astfel pun eu pe Andreea. Dacă vreau să fac un plover sau ceva unde bentița este importantă. Dacă o ascundeți, puteți foarte simplu să puneți altfel pe Andreea, doar cu un fir sau ce știu eu, dacă vreți doar să croșetați ceva și apoi să continuați cu croșeta sau să coaseți ceva, nu trebuie bentița asta groasă. Bentița asta o folosesc doar când în continuare vine un elastic sau la plovere, la fulare, unde rămâne vizibilă și nu mai continui în jos cu nimic. Deci sper că ați înțeles, vă mai pot arăta o dată și poate deșira foarte simplu. Mai arăt de la început odată. Fac aici un ochi. Intru cu ambele între ele. Firul acesta îl las. Și încep, deoarece am primul ochi aici, următorul iau. Fac prin exterior ochiul prin care trec și acum prin interior. Prin exterior. Prin interior. Prin exterior. În interior, exterior, interior, exterior, și așa arată iarăși la mine bentița. Și se poate număra foarte repede 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Deci sper că ați înțeles și vă doresc spor la treabă.